Dacă vrei să-ți cumperi cele mai ieftine și cele mai jmechere jocuri, intră chiar acum pe neba.com și folosește codul BERCEA pentru 3% reducere. Hai să băieți și bine v-am regăsit la un nou jocuresc pe acest canal. Astăzi ne jucăm mai Summer Car pentru că m-a tot spamat în ultima vreme. Bercea, joacă te știu, joacă te știu. Hai să mă joc și eu ce mama Este un jocuresc simulator în care tu trebuie să-ți construiești o mașină. Habar n-am cum și mi se pare absolut greu. Dar dacă vă place, nu uitați să apăsați chiar acum pe butonajul de like și o să mai facem episoade. Eu nici nu știu unde este garajul, dar moroc. Mă hai să vedem. Dacă mai doiți episoade cu acest joculeț care, după părerea mea, bă, mi se pare puțin tare ciudată așa, știi? Adică, na, ai, îți faci o mașină care se află aici, e pe butui, dar... Ia uitați-o. Deci asta este mașina pe care noi o să, să o construim. N-are roz, n-are absolut nimic, bă, n-are punte, n-are scaun, n-are mica. Aici vedem o banchetă. Hai să deschidem garajul să vedem ce se putește, care este problema aici. Ok, ăsta este garajul. Aici, văd că, de exemplu, avem mai multe. Ia să vedem, aici avem o trusă de scule, dar să-mi dacă știu cum se, cum se desface, gen, uite, văd că, văd că poți să pui mâna pe ea, dar gen, hai mă, aha, așa o mut, am înțeles. Aici avem bordul, avem, ăsta e ceva gen, e bate... nu e bateria asta. Ce avem pe aici, uite, avem cuzineți, avem de toate, avem... Fai de mine, o, o capră avem aici, asta se cheamă capră, în caz că nu știți, și cu asta pui motorul, pui mașina, dar să îmi piciorul, cum căcat ar trebui să pun mașina asta, încă sunt așa, mă obișnuiesc cu jocul, hai să punem botul, nu știu, uite, asta e din bara față, cred, ia să vedem, hai să punem jos, hai mă caz jo nu așa, așa, ia să vedem, merge să îl punem, a? Ia uite-o mă, direct în bara față, ești nebun, hai că e aproape gata. Eu nu știu cum, cum, cum rahat o să aduc eu mașina asta aici, fără roți, fără nimic. Și a, a apropo, nu dezroți, adică pe bune, avem și un grătar. Ia uite bordul, ești nebun, asta e, asta e bordul și aia e planșa. Hai să mergem să-l băgăm în mașină, poate, poate reușim să facem ceva. Deși, nu știu dacă, nu știu, eu unul cred că nu fac bine ce fac. Uite, i-am pus bordul. Băi, e interesant jocul așa, mie mi îmi place, știi că pot să construiesc, da. Roți avem și noi pe aici mâncava așa, adică îmi trebuie și mie niște roți. A? Uite, avem aici o mubră A... Aici ne urcăm pe ea? Cum căcat? Ăștia luminile. Hmm. What the fuck? A, e clar. E clar. A okay, că am pus cricul, e bine. Pune-te mă pe ea! A... Există vreo șansă să mă sui pe ea? Nu, no, n-are nicio șansă, Sunt vai de capul meu. Nici nu știu să mănânc, nici nu știu să beau apă. Uh, ok, asta am pus. Băi, eu, bă, bă, mă apuc să montez la ea, poate, poate, în episodul ăsta reușesc cumva să-mi dau seama ce se petrece aici. De ce nu mergem? What fac, am dat cu ăsta jos. What the fuck, Romania. Bă, ăsta e prost. Nu zice că trebuie să... Prin și șuruburi.

o foarte puțin acest video, băieți, pentru a-i mulțumi sponsorului nostru de astăzi, Eneba. Eneba este o platformă de unde tu îți poți cumpăra jocurile tale preferate la prețuri foarte, foarte accesibile. Dacă folosești și codul Bercea, poți beneficia de 3% reducere. După cum vedeți, au și GTA 5 deja un pachet foarte interesant cu GTA 5 Premium Online Edition la 44 de lei. A apărut Little Nightmares 2 și deja are o mică reducere acolo. Așa că dacă doriți să vă cumpărați jocuri, intrați chiar acum pe primul link din descriere și folosiți codul BERCEA pentru 3% reducere. Noi acum revenim la clipul nostru. Dacă ăsta ar pune și el... Da, nu merge. Las-o așa. A, cred că te să-i prim bordul, mă, și șurubul cade cu totul. Ascultați-mă că de -aia. Hai că s-a pus asta dacă e. Hai mă, pune la aici, bine. Mă, am capel de parbiz! Bă, sunt prost. Am spart parbizul. Lasă-le așa. Uh, ia ce mai avem pe aici. Avem Bă, cred că scaunele pot să le pun. Ia, o aripă. Dar... Ce? n-am... N-am și eu un șurub, o ceva. Uh, ok, avem triplele. Hai să punem o triplă. Hai de cap, am spart parbizul ne vom Trebuie să cumpăr altul acum. Uh, asta e din partea asta. E bine, suntem bine. Nu zice că trebuie să-i fac și instalația electrică, că l sparg pe cea mai dragă. Ok. Uh, a, ah, uite mai aici frumos, aici avem arcurile, telescoape, brațe. Vai de mine, ăștia sunt, cum le zicem, planetarele. Avem un baros, ok, hai că o băgăm la baros. Cum ar trebui să o pornez măcar asta? Ia să vedem, dacă o țin eu așa în mână. Așa o arunce, am înțeles. Nu, no, este tare nebun jocul ăsta pe controle. Dar dacă nu zice și mie cineva, ce face asta mă, se pune în cap? Da, bă, da, se bagă gen așa. What? Am desfăcut-o, ești proști? Asta uh. e așa. Aici avem, trusa, ești nebun la cap? Nu mă întrebați cum am desfăcut-o, că nu știu. A, ah, e ceas, ai cioca mea la nas Hai să punem farurile Voi dați seama că dacă eu ies cu asta pe drum Pleacă Hai mă, pune-te farurile e... Sau aici din partea asta, nu dau seama E perfect așa E perfect, dar nu Ia uite-l mă Dar n-are bec Mi se sau n-are bec Bă, e mai greu decât pare uh... Uite volanul Asta cred că Clauci, Lining. Clutch Ok. Hai, mă, ia și tu ceva din. Mm. Deci, pe cuvântul meu, dacă mm. poți. No țigariți. A, ah, da. Asta e pentru fumat. Asta ăsta e carburatorul. Vă dați seama mă, că asta e mașină cu carburator. Uh. Știi ce mi-aș fi dorit? Uite, aici avem un radiator. Avem unde să-l punem oare? Asta ar trebui să vin aici. Ok. Hai ca montar radiatorul. Bateria ar trebui să vină pe acolo. Bine, eu fac mai întâi. Vă dați seama că eu trebuie să asamblez motorul. Bine, clar asta va fi exagerat de greu, dar în fine. Uh, am văzut o baterie pe aici. Uite. Baterie. Bă, în general, ba, baterie bateria este grea, să știți. Uite, mă, cum știu eu cum vin toate și nebun la locul lor. Deci să mor dacă... Asta nu ar trebui să vină aici. A, el ar trebui, da. Mai întâi ar trebui un suport, ceva. Da, păi tu stai aici. Uh, bar. Deci, pe cuvântul meu, de, nu jocul ăsta chiar îți dă bătăi de cap, așa, dacă stai să o gândești la rece. Uite, ăsta e capul telescopului, gata, hai că știu. Dacă aș ști și cum să le rotesc, cred că aș fi mai A căzut și bateria m am încăcat în ea. Hai, pune-te aici! Na, n-are na, nicio treabă. Băi, e mai greu decât pare, mă. Pe cuvântul meu. De ce a cazut bateria, nu stiu? Bine, stiu că trebuie și ea legată cu niște cabluri, cu. Cu ceva, da, acolo, da. A, e. Asta e toba. Păi, cred că asta trebuie să o ridic. Ce elevator e când am elevator aici. Uh, aici e motorul. băi ești nebun câte chestii stai aici. Mă jur că habar Băi, mă, tre trebuie să existe ceva să pot să bag și o mașină asta pe aici. Da. Aici văd că avem un drum. Stânga, dreapta, față, spate. Păi care unde duce? Știu că am, am văzut pe internet că unii luau mașina cu tractorul, dar... Să pot să o bag în garaj, sunteți nebun la cap. ia asta pușos ca da? dar n-are rost. Ia uite, ești nebun crocodilul. Avem și crocodil. Hai ca că am căzut în groapă, da. Ce ai, bă, ești nebun la cap că... Dacă construiesc o mașină asta, nu că sunt tank. Sunt exagerate tank. Ia două, mă, arunc -o jos. Că jos este cu sculele. Întreb trebuie nu-mi trebuie, habar nu am. Fai de mine. Casetofonul, aici avem fire. Ăștia nu știu. A, ăștia scăpăcele de la roți, fii atent. Ceasuri, Băi, ești nebun. Ia să vedem. Dacă aș băga eu... pistoane avem, avem și pistoane, ești nebun la cap. Nu mi zice că nu intră aici. Asta e blocul motor. A, uite mă cum îl rotez, da bă, uite că am și învățat, ești nebun. Dar nu intră. Dacă te-aș pune eu invers, domnul bloc motor. No, hai să-l punem așa. Pistonul intra, bă, așa. Nu intră, mă, niciun piston, ești nebun. Să mor dacă știu ce e asta. Asta e baia, cred. Asta e baia. Și asta cred că vine așa. Parcă așa pare. Sau în partea asta. Habar nu am. Dar oare nu pot să-l prind pe căprița asta? Motorul, că... Dacă aș putea să-l prind pe capra asta, ce s-a prins, bă, ești de bun. Nu te lasă nimeni. Bă, cred că mai întâi ar trebui să-mi explicați voi mie cum bag mașina aici. Cum rahat montez toate piesele. Aici e, o întreagă harababură. Eu așa ideam. Da, mai mult nu știu. Nu știu ce căcat asta. asta e redresor, cred. Uh, discurile de frână avem, avem etrierii. Uite Ăștia cum le montez Unele de altele Că să mor dacă ăștia Pe cuvântul meu habar nu Adică Pe bune și șuruburi Trebuie să montez și șuruburile? Adică știu Și cum conduc și eu mumbra? Adică pe bune nu știu să conduc mombra Ia vine o drag încoa Deci credeți-mă că N-am nici cea mai mică idee Cum căcat am făcut eu treaba asta. Kickstand. Hai să punem cricul, să stea așa bine. Că nici n-avea cric, săraca. Ia aici ce avem, -o? <gri> Nu zice că iarăși am făcut-o. Hai că dacă s-ar cu picioarele pe ea, eu, eu, eu așa am îndreptat o, o să știți. Hai mă, urcă-te, ridică-te. Uh. Da, nu avea, bă. Gata, mă, uite, să mai ce voi, că stiu eu fraier. Am pus Asta pe, pe blocul motor. A, acum trebuie să pun pistoanele cumva, ha? Hai să băgăm pistoanele aici, da. Cum am mă, si asta e partea a doua. dă piston pistonul încoa, băi, piston, vină încoa. Bine, el ar trebui să intre practic invers, așa. A, el, îi dau bine? Nu vreau mă să intre pistonul aici. Pai de mine, băi, e o inginerie mecanică. Ceva de speria, doamne. Uh, ax cu came asta. Ce avea, dacă nici eu nu știu. Distribuție, fiți atenți și voi ce are aici. Uh, uh, uh. Bă, da, ca și știi cum vin. Dar nu vor, mă, nu vor ele să, să se monteze și ele singure ca băiețile. A, ah, ia uite, m-am pus și asta. Dar nu trebuia mai întâi să pun lanțul aici. Cred că mai întâi trebuia să pun eu lanțul. A, sau nu? Hai să vedem dacă merge să pun lanțul. Bă, oricum, eu am nevoie urgentă de sfaturile voastre în comentarii, că fără sfaturile voastre nu mă pot... Nu pot să fac nimic. Nu, distribuția vine așa, pe undeva pe aici, cred, da. A, sau? Da, prin partea aia vine. Nu dau seama. Eu încă nu știu clar cum o să facem, deci am așa nevoie de sfaturile voastre. În primul rând vreau să cumpăr un nou parbriz hai să punem înapoi planșa de bord. Nu, no, asta clar trebuie un șurub aici. Da, ai trebuie șurub acolo, uite. Ați văzut? Te se pun aici un șurub, să pun ceasurile ca lumea. Hai să le băgăm pe aici. À, aici mai am un ceas acolo care vine. Hai mă, hai că le fac eu, de le mama măsii. Deci voi da seama câtă inginerie trebuie să bag eu aici. Opa, Ia uite, ăsta aici vine Direct, ești nebun, l-am văzut Dintr-o mie, n-avea cum să lipsească Dar la motorul ăsta, aici o să fie problema Aici, habar, nu am cum se lucrează Dar Hai că mă învăț eu, ușor, ușor Le fac eu pe toate Nu, e mă, ce secrete să aibă ăsta pentru mine Hai mă, pune castofonul aici Pune castofonul Ia uite -l. Hai că am montat jumate de mașină, ești nebun uh, Pot să pun capotă, uși Port, bagaj. Asta ce dracu' e, E din față, radiatorul l-am pus. Nu știu, telescopele astea cum s-or pune ele, asta e problema. Roți n-am. Aici văd că mai scrie ceva, ia să vedem. Uh, Browse port catalog, catalog. Nu. Cum îl știu? Ia să vedem. Berce, Ce dracu' în ce limbă scrie aici, mă? Uite o trusă de cu... Descule mișto. nos nu -mi trebuie, nu. Radiator vedem acolo. Tobă sport. Bă, asta ar trebui. Vreau tobă sport. Ok. Ceasul ceasuri nu, castofonul nu trebuie. Fiți atenți că poți să-i pui sistem audio dacă o stă de nebunești. Jante. Mamă, ce prețuri. Mamă, ce prețuri. Mamă, ce prețuri. Mamă, păi ăștia-s prețuri, bă. ăștia -s prețuri. Păi și ne comandă? Ia stai mă să mă toată. A, uite că s-au modificat câteva chestii. Deci am zis așa, avem tobă. jante. Hai să cumpărăm și niște jante, ești nebun. Cauciu trebuie. Le-am cumpărat. A, trebuie să trimit scrisoare. Băi, laso! să trimit comandă. Ești nebun. Astia nici nu știu să le scot dintr-o să le cum ești. Ce trecut sunt astia? Aia astea aparatoare de rusi. da. Bă, știu că e un episod care în aparent Bine, în aparent, aparent n-am făcut nimic în el Dar să știți că am făcut câte ceva Aproape nimic, dar am făcut Gen, uite, acum pot să pun și o scaunul ăsta Asta e scaunul de la șofer Hai să punem și scaunul celălalt Hai mă, hai că o montăm așa ușor Să ne scăpăm de ele, știi? Poate dacă sunteți drăguți și îmi dați puțin, puțin credit Vorba vine Ia uite mă, hai că am pus deja jumate de mașină dar nu știu cum să luăm noi toată hărăgaia asta, să o împingem acolo, că n-are roți. Și unde găsesc roți? E să ziceți, unde găsesc roți? Cum merg cu motocicleta? Ia, poate îi pun și o bancheta în spate. În spate. Hai. Hai în spate, hai în spate. Nu, nu așa. Nu așa, drăguțo, nu așa. Hai că te-am prins. Gata. Uite că asta nu s-a montat, dar... Ce dracu am mai căzut, de pe mașina asta? Hai, mă, hai, uite, scaunele sunt montate. Nu știu dacă clar trebuie șuruburi, deci vreau să dacă trebuie șuruburi. Mamă, schimbător, n-avem, n-avem. Dar, dar cu, telescopul ăsta tot nu mă prind eu, domne, cum vine treaba cu el. Uite, ar, ar trebui să fie și el drăguț, să pună și el singur, că mi-e greu să-l așez eu aici, nu uite, trebuie să-l iau așa, ăla e. Uite, și să-l bagi așa, știi? În mod normal, el asa intra. Da, pe ce să stea? Să-l și acolo cu niște șuruburi sus. Dar e bună, trebuie un elevator aici. Ce, ce trebuie să iei? șarpi? Ah, asta e toată asta de, de evacuare. Mamă, câte sunt de făcut. Mamă, să mor, a, mor de sete. Ai în casă. Poate învăț și o să beau și o bere. Ia să vedem. Aici este bucătăria. Ha. Cum iau și o bere de aici? Cum aș putea să iau și o bere? A, ah, și, și să nu cum beau și o bere, cum pumn un pahar cu apă, ceva de genul, că eu mor de sete. Deci chiar vreau să-mi spuneți ce să le facem în episoadele viitoare, că eu nu mai pot. Dar cam atât cu acest episod, asta este mașina, am montat și noi câte puțin la ea. Ce trec să fac, sunteți nebuni, asta e mașina mea. Dar o facem, noi o ducem noi la capăt și mă uit și pe internet și la tutoriale și tot o fac. Parcă am văzut că se salva cumva aici, gata. Am și salvat băieți, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de la e, dacă mă trebuie să mai facem episoade cu acești joculeț din când în când, iar noi de Săgor ne vedem data viitoare, papa. Pa.